Bună seara, bine v-am găsit la Știrile Accent TV. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Accident mortal în județul Dolj. Nicolae Ciucă, întâlnire cu liberalii gorjeni. CSM Târgu Jiu, ultimele amicale înainte de debutul în Liga Florilor. O femeie a murit și 3 persoane, printre care un copil în vârstă de 1 an, au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs în afara localității Rast din județul Dolj. Potrivit polițiștilor, o tânără în vârstă de 23 de ani din comuna Rast, în timp ce conducea un autoturism pe DJ561D între localitățile Rast și Rastul Nou, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a lovit un cup din beton din afara părții carosabile. În urma impactului, mașina s-a răsturnat. Conducătoarea auto și 2 pasageri din autoturism, o femeie de 49 de ani și un minor de 1 an, au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la spital. Din păcate, acolo femeia de 49 de ani a decedat. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Rovinare au fost sesizați prin apelul 112 de un tânăr de 29 de ani din comuna Bălteni cu privire la faptul că pe raza localității a avut loc un accident rutier soldat cu victime. Din cercetările efectuate la fața locului are și faptul că un tânăr de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism din direcția Cocoreni-Rovinari pe DN66 pe raza localității Bâlteni, care la efectuarea manevrei de schimbare a direcției de mers prin viraj la stânga, ar fi fost acroșat de un autotractor condus de un alt tânăr de 28 de ani din comuna Runcu, care se deplasa în aceeași direcție. La data de 21 august anul curent, polițiști din cadrul Poliției orașului Rovinari au fost sesizați prin apelul 112 de un tânăr din comuna Bâlteni cu privire la faptul că pe raza localității a avut loc un accident rutier cu victime. Din primele cercetări efectuate de polițiști a reieșit faptul că un tânăr de 21 de ani din comuna Urdari, în timp ce conducea un autoturism din direcția Cocoreni către Rovinari pe DN66 Bâlteni, la efectuarea manevrei de schimbare a direcției de mers prin viraj la stânga, ar fi fost acroșat de un autotractor condus de un tânăr de 28 de ani din comuna Runcu, care se deplasa în aceeași direcție. În urma evenimentului rutier, șoferul și o pasageră din primul autoturism au suferit leziuni, ambii fiind preluați de o ambulanță și transportați la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale. Totodată, cei 2 conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Un bărbat de 38 de ani din comuna Scoarța a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Goș după ce și-a lovit cu pumnul în zona feței socrul. Totodată, agresorul a spart luneta autoturismului condus de tatăl iubitei sale. În noaptea de 21 spre 22 august anul curent, polițiști din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj un bărbat în vârstă de 38 de ani din comuna Scoarța pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Iar polițiștii au fost sesizați prin apelul 112 de un bărbat de 52 de ani din comuna Scoarța cu privire la faptul că ginerele său l-ar fi agresat fizic și ar fi distrus luneta autoturismului. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că apelantul s-ar fi deplasat cu autoturismul personal la poarta locuinței fiicei sale din localitatea Piștești din Deal, moment în care în spatele autoturismului ar fi oprit un alt autoturism din care s-ar fi coborât concubinul fiicei sale, în vârstă de 38 de ani, care l-ar fi amenințat cu moartea pe socrul său, l-ar fi lovit cu pumnul în zona feței, după care, cu un corp ascuțit, ar fi spart luneta autoturismului condus de bărbat. Apelantul prezenta o leziune sângerândă în zona urechii stângi, fiind preluată de un echipaj smurd și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. A fost întocmit formularul de evaluare a riscului, ocazie cu care a rezultat un risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului de 38 de ani. Oamenii legii au întocmit un ordin de protecție provizoriu pe numele agresorului. A fost prezentat proiectul tehnic pentru lotul 2 de locuințe pentru tineri în zona Narciselor. La întâlnirea de la Primăria Târgu Jiu a fost prezent și reprezentantul firmei de construcții care se va ocupa de investiție. Andrei Roșulescu, administrator Roconstruct Center, a expus cum vor arăta apartamentele care vor fi ridicate pe structură de lemn și vor avea inclusiv uși și parchet din lemn masiv. Autorizațiile au fost emise, iar după 15 septembrie vor începe lucrările. Locuințele sunt parter, etajul 1,
și mansardă. Fiecare vor avea câte 6 apartamente de câte 2 camere. Acesta este macheta celor 70 de imobile. Fiecare apartament are living, dormitor, baie, bucătărie. Peste 1000 de persoane doresc să primească un apartament. Edilul Marcel Romanescu a explicat cum se va face departajarea. Lotul 2 de locuințe cuprinde 70 de blocuri. Noi avem mult mai multe solicitări, dar cele care îndeplinesc la momentul ăsta condițiile prevăzute. Adică să aibă vârstă până în 35 de ani, să aibă un venit minim, da? Și să aibă domiciliul pe raza municipiului Târgu Jiu. Dar vârsta este cea care face diferența între toate dosarele pe care le avem și cele care s-ar încadra pentru repartizarea unei locuințe. Problema este alta, că ulterior noi prin regulament aprobat prin hotărâre de Consiliu Local vom stabili anumite criterii, așa cum se face întotdeauna. Criterii suplimentare pentru departajarea celor care au depus dosare. Probleme de sănătate, centre de plasament. Este clar că cei care provin din centrele de plasament și cei care au probleme de sănătate vor primi cu prioritate. Veniturile. Venitul va fi un criteriu. Adică așa sunt și realizate aceste construcții pentru probleme, pentru persoane care vin din zone marginalizate sau din grupuri sau persoane vulnerabile. Termenul de execuție este de 18 luni pentru toate locuințele. Lucrările de reabilitare și modernizarea secției de neurologie a Spitalului Județean de Urgențe Târgu Jiu au fost finalizate. Investiția se ridică la aproape 2,8 milioane de lei. Au fost realizate reparații și zugrăveli, modernizarea grupurilor sanitare, instalarea unui covor PVC antistatic și antibacterian, reabilitarea instalațiilor sanitare și electrice, precum și montarea de uși rezistente la foc și aparate de aer condiționat în toate încăperile. Modernizările au inclus și amenajarea unui grup sanitar accesibil persoanelor cu dizabilități. De asemenea, a fost implementat un sistem de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu, asigurând o protecție sporită în caz de urgență. Investiția subliniază angajamentul Consiliului Județean Goș față de îmbunătățirea serviciilor medicale și a condițiilor de tratament din cadrul unității sanitare. Au fost finalizate lucrările de reabilitare la secția de neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, locația Spital 700. Astfel că în momentul de față putem vorbi de încă o secție a spitalului modernizată în totalitate. Categoriile de lucrări executate de Consiliul Județean Goș prin această investiție au fost gândite pentru ca pacienții să aibă ulterior un confort sporit pe perioada spitalizării în condiții de siguranță, dar și pentru a veni în sprijinul eficientizării serviciilor medicale oferite. Și dorim să mulțumim cadrelor medicale pentru faptul că au dat dovadă de deschidere și de înțelegere pe toată perioada desfășurării lucrărilor de șantier, au înțeles necesitatea intervențiilor și și-au desfășurat activitatea în condiții mai puțin mulțumitoare. În toată această perioadă secția a funcționat parțial, dar în scurt timp va reveni la capacitate maximă. Realizarea acestei investiții de peste 2,7 milioane de lei din bugetul propriu al județului Gorj reprezintă încă o reușită privind creșterea standardelor de calitate pe care sistemul public județean de sănătate le va oferi locuitorilor județului. Președintele PNL și candidatul la președinție Nicolae Ciucă va fi prezent vineri 23 august în județul Gorj. Acesta se va întâlni cu liberalii gorjeni împreună care vor discuta o serie de probleme organizatorice înainte de alegerile parlamentare și prezidențiale. Ion Iordache, președintele PNL Gorj, a spus că vor fi abordate și cele mai importante probleme ale județului Gorj. Președinte Ciucă va veni mâine în județul Gorj și vom avea o serie de întâlniri cu echipa de bază. Este o întâlnire politică, dar intenționăm să discutăm și despre problemele cele mai importante ale județului și care vor fi comunicate public. Este pentru a treia oară când președintele PNL ajunge în județul Gorj. Liderul liberalilor gorjeni a menționat că întâlnirea de vineri va fi strict politică și Nicolae Ciucă nu se va întâlni cu electoratul gorjean. Este
o întâlnire strict a noastră, a echipei, pentru a discuta despre perioada care urmează legată de alegerile și prezidențiale și parlamentare, dar, așa cum am spus, nu în ultimul rând, vrem să discutăm și despre cele mai importante probleme pe care le are județul și care vrem să fie la curent și să vină și cu soluții pe anumite chestiuni, pentru că am discutat în prealabil și este bine cunoscută, mai ales că domnul Ciucă cred că este a treia oară doar anul acesta când vine în Gorj și este destul de legat chiar și sufletește de județul nostru. Mihai Weber, președintele PSD Gorj, va candida la funcție de vicepreședinte la nivel național la Congresul Partidului de pe data de 24 august. Acesta ocupă în prezent funcția de secretar general adjunct în cadrul Biroului Politic Național. Mihai Weber a spus că funcția pe care o va ocupa se va stabili în cadrul congresului care va avea loc la București la sfârșitul acestei săptămâni. Veți candida și dumneavoastră pentru o funcție de vicepreședinte la nivel național, e adevărat? Este adevărat, eu sunt în cadrul Biroului Politic Național al PSD, sunt secretarul general adjunct al partidului. Sigur că îmi doresc să continui ori pe această poziție, ori ca și vicepreședinte. Dar haideți să vedem, până la urmă vom stabili echipa în cadrul congresului. Delegații din partea PSD Gorj îl vor susține pentru un nou mandat pe actualul președinte Marcel Ciolacu. Mandatul nostru al echipei PSD Gorj este cât se poate de clar de a susține în primul rând pe Marcel Ciolacu ca și președinte al partidului și în al doilea rând ca și candidat, ca și președinte al României. Ăsta este mandatul nostru și votul de încredere îl vă da în cadrul congresului din 24 august. Complexul energetic Oltenia scoate la vânzare bunurile pe care nu le mai folosește. În administrarea companiei energetice sunt sute de mijloace fixe care pot fi valorificate pentru a fi refolosite de alte firme sau pur și simplu pentru a ajunge la fier vechi pentru a fi valorificate. De exemplu, la sucursala Electrocentrale de la Rovinar este o a patra încercare de vânzare a unor bunuri scoase din folosință. Sunt mijloace fixe aflate în inventar, dar care nu mai au niciun fel de rol în activitățile conexe și de producție. Prin urmare, soluția identificată este organizarea unei licitații pentru a vinde utilajele respective. Se are în vedere organizarea pe 13 septembrie a unei licitații publice, deschise cu strigare competitivă pentru fiecare reper. Sunt disponibile două autoutilitare, un încărcător frontal tip Ifron și un buldozer. Sunt programate reparații la vehiculele din cadrul parcului auto al complexului energetic Oltenia. În administrarea colosului energetic sunt sute de vehicule și utilaje. Vehiculele sunt la dispoziția personalului cu funcții de conducere din carierele miniere și din sucursalele electrocentrale. În urma evaluărilor, de la nivelul punctelor de lucru, s-a stabilit că se impune achiziția de servicii de reparare și de întreținere a automobilelor. Bugetul alocat de către directoratul complexului energetic Oltenia este unul semnificativ. Este vorba de 1.243.357 de lei. Serviciile de reparare și întreținere și reparare a automobilelor vor fi prestate începând din această toamnă, în baza unor solicitări punctuale. Carierele miniere vor beneficia de piese de schimb. Complexul energetic Oltenia a planificat achiziția de produse pentru transportoarele cu benzi din cauciuc. Este nevoie de trei tipuri de role pentru echiparea transportoarelor. Elementele respective fac parte din circuitele de transport și sunt esențiale pentru punerea în mișcare a benzilor. Lipsa unor role poate conduce la avarii ale echipamentelor. Transportul cărbunelui sau al sterilului pe benzile din cauciuc este esențial pentru buna funcționare a carierelor miniere și pentru realizarea producției de lignit la nivelul fiecărei subunități. Autoritățile locale din comuna Turburea fac un anunț important din partea distribuției Oltenia pentru consumatorii casnici și agenții economici. Astfel, pe data de 23 august 2024, între orele 9 și 16, va avea loc întreruperea furnizării energiei electrice. Această întrerupere este esențială pentru asigurarea unei funcționări adecvate a rețelei electrice și pentru realizarea lucrărilor necesare de întreținere. Este important ca toți cetățenii afectați să fie informați în avans pentru a evita neplăcerile. Localitățile afectate de întreținerea energetică vor fi Sat Turburea Sus, Sat Turburea, Sat Spahi, Sat Poiana, Sat Bulbucen, Sat Corcova, Sat Butișoaia. Distribuția Oltenia cere scuze pentru eventualele inconveniențe cauzate de aceste lucrări și recomandă cetățenilor să se pregătească din timp pentru activitățile respective. Echipa de handbal CSM Târgu Jiu va disputa vineri și sâmbătă ultimele partide de verificare înainte de startul sezonului. Trupa condusă de Liviu Andrie și Andrei Enache va merge la Brașov pentru un turneu amical tip Final Four.
Meciurile vor avea loc în sala sporturilor Dumitru Popescu Colibaș. CSM Târgu Jiu va disputa primul joc împotriva grupării Măgura-Ciznădie de la ora 17. În funcție de rezultatele primei zile, gorjencele vor da piept sâmbătă cu Corona Brașov sau SCM Râmnicu-Vâlcea. Antrenorul secund Andrei Enache a declarat că fetele trebuie să crească nivelul față de ultimele două confruntări. Fiind un turneu destul de puternic, echipe de un alt calibru față de ultimele două jocuri amicale, urmărim ca și nivelul nostru să fie unul mai sus, urmărim ca numărul greșelilor neforțate, care a fost unul destul de mare la ultimele două partide, să fie infinit mai mic, pentru că, repet, au fost destul de multe greșeli, iar ritmul pe care noi îl avem și agresivitatea în apărare să fie mult mai sus. Laura Moldovan vine după o intervenție chirurgicală și va mai sta departe de parchet o perioadă. Interul gorjencelor crede că echipa va avea evoluții din ce în ce mai bune pe măsură ce va avansa în campionat. Ne-am văzut pe fete și la meciurile amicale și la antrenamente. Ele dau tot ce pot, se pregătesc. Într-adevăr, sunt jucătoare noi și este foarte mult de muncă și se vede asta, cred că, și de afară și cred că simt și ele și în teren. Trebuie să tragem mult mai mult și trebuie să fim mult mai atente tactic, atât în apărare cât și în atac. Contează ca echipa să se închege mult mai bine și să se creeze conexiuni între jucătoare. Totul o să se vadă cum se începe campionatul. La amicale nu prea contează scorul. Primul meci oficial al fetelor de la CSM va avea loc pe terenul formației Gloria Buzău. Știrile au ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută în continuare.